Șicanarea în trafic a avut loc în urmă cu o săptămână pe drumul dintre Pitești și Curtea de Argeș. Bărbatul care a decedat a vrut să ia apărarea unui tânăr aflat într-o mașină din spatele său, după ce cei doi suspecți au blocat drumul. Din păcate, decizia de a ajuta pe cineva i-a fost fatală. Rudele sale nu înțeleg cum de nimeni nu a sărit să-l ajute. Era Dita mai omul, avea 90 de kg, deci era un om solid, nu era un pirpiriu. Deci nu avea cum să primească o lovitură, să cadă și să rămână în felul în care a rămas. Deci el a fost bătut, a fost efectiv călcat în picioare. Cu atâția oameni în trafic. Da, pentru asta mă miră și pe mine, că nu s-au dat jos, dacă se dădea din fiecare mașină cât un bărbat jos, indiferent de vârstă, ăia terminau, plecau. Adică dădeau un pumn, doi, atât. Dar nu, toți au stat în mașină, toți s-au uitat ce se întâmplă și cum se întâmplă. Dar știți de la ce a plecat șicana asta în trafic? Nu știu foarte bine, știu că ăștia care l-au bătut se șicanau în trafic cu mașina din spatele lui. Iar când au făcut niște depășiri, din întâmplare s-a intercalat și el acolo, a fost și el băgat. Când de fapt vreau să-l blocheze pe ăla din spate, nu pe el. Dar faptul că l-au blocat pe el, probabil că nervos fiind că te blochează cineva, nu știi despre ce este vorba. Și au văzut când pe drum, probabil că o fi văzut și puștul care era în spate, că am înțeles că era un puști 19 ani, 20 de ani, adică mult mai mic și mai altfel, mai slăbuț așa, și probabil că au zis ca să-i ia apărarea într-un fel sau altul. Sigur nu s-a așteptat ca să ajungă la o bătaie, ca să primească așa ceva. A zis că se ajunge la o îmbrânceală, la înjurături, la chestii de genul ăsta. Dar nici de cum să primești un pumn, să-i dai cu ceva, o bâtă în cap cuiva și să se ajungă în chestia asta. După o săptămână, în ciuda eforturilor medicilor de a-l salva, bărbatul s-a stins noaptea trecută pe patul de spital. Pacientul a fost internat în secția anestezie terapie intensivă a unității noastre timp de o săptămână, perioadă în care s-a aflat în comă de gradul 4. În cursul acestei dimineți, mai exact la ora 1, ca urmare a unui stop cardiac, a fost declarat decesul. În aceste condiții și poliția a schimbat încadrarea în lovituri cauzatoare de moarte. Ziua de 24 iunie, polițiștii au identificat și reținut doi tineri de 22 și 24 de ani în urma unei altercații petrecute în trafic pe raza localității acestora de domiciliu. Cei doi tineri au fost reținuți și ulterior prezentați în fața instanței, care a dispus arestarea preventivă. În prezent, ca urmare a decesului victimei, încadrarea judică a faptei s-a schimbat, urmând a fi declinată competența către parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș sub aspectul infracțiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Cei doi suspecți cu vârste de 22, respectiv 24 de ani, vor rămâne încarcerați pentru încă 23 de zile, urmând ca instanța să decidă dacă se impune prelungirea perioadei de arest preventiv.